Ai văzut ce a zis Butucel? Că nu-i frică de tine. Păi îți dai seama la prostia Cine lui? e Butucel? Mai că nu-i frică de mine, auzi. Cine e Butucel, mă? Luptă și el în Erixef cu piticii a doi. A, bă, ia, tată și fiu. Da. Auzi că ea sunt pitici, dar ăla fisul lui Piticu e cât Butucel de mare. Auzi că, păi ce să mă bat ăștia mici, mă? Păi stai, mă, că ăla e cât tine. Ascultă-mă ce zic, ăia doi, să vezi ce bat pe ăsta pe Butucel. Îl sparge, mă, mâncați. Deci îl rupe pe Butucel, ascultă-mă ce zic. Auzi că ce să facă piticii ăștia? Păi ăla e mai mare ca tine. Dacă era ăsta care luptă cu ei unul mai mare, avea șanse, dar ăsta, m-am uitat la el, nu e așa prea mare față de ei, știi? Are vreo Eu 50 asta zic că nu e, că cred e că are. mici, dar el nu e mare al dracului. Cred că are vreo 50 și ceva de kilograme, știi? Deci nu are mai mare foame ca frică. El ia. Să vezi ce instrucție fac cu el. Bă, tu știi că de când mi-a căzut telefonul în apă, de când am fost cu tine, n-am mai intrat în piscină? N-ai mai intrat, ți-e frică? Nu, mă, nu-mi place apa. Ola, ola, Cleo, ola. Nu-mi place apa, nu. Camaz câștigă meci. Bă, dar mare sunt amândoi și cam azi și Sunt flori. mari, bă, frate. Bă, dar nu m-a făcut și pe mine mama asta, bă, așa mai mare. Bă, eu sunt o mână de om, bă, frate. Păi nu, știi cum e, te-ai primit frumusețe, înălțime și asta n-ai primit, dar frumusețe ai primit-o. Păi, bine și așa, Robi. Lipici la femeie ai primit-o. De bine și așa decât să vin din munți. Ai văzut? Lipiciul ăsta la femeie e mai important decât mine, mă. Te-am scris mai sus. Ce ai scris, fratele meu? Te-ai primit lipici. Ce ai vorbit tu cu fratele tău, Raul Dan? Ia spune-mi tu mie. Ce-am vorbit? Da. Secret. Ești pregătit? Păi se simte bine, e pregătit, a tras multe fiare. Bă, pe mine mă distrează când îi văd că îi trag de fiare, mă. Să se pregătească de meci, îi trag de fiare. La ce face sport alungă. Să răspui și tu că masa musculară... Așa facem Cosmine. Da? Să le spui și tu că masa musculară o să le creezi o senzație de oboseală mult mai mare. Pentru că inima trebuie să lucreze mai mult. Da. Știu, mă, cum să se arăt toți pe mine, Marian. Știu cum să se arăt toți pe mine. Deci mă pregătesc pentru așa ceva. Mă pregătesc sufletește să fiu primul care iasă Cu George, cu Zanoagă, frate. Nu-mi doresc, dar chiar nu-mi doresc, dar probabil că asta se va întâmpla. Am dat cerere pe Facebook și mesaj acum 3-4 zile. Păi, dar nu știu, frate, cum ai pe Facebook? Te pup, Luci, te pup, frate. A, bun, Luci, chiar bun. Da, frate, cu el. Băi, dacă au vrut să-mi facă meciul ăsta, eu nu dau înapoi de la nimeni, frate. Bă, dar ce s-a întâmplat? Ascultă-mă, ce s-a întâmplat, mă, cu Stănică? Că am tău văzut eu pe Facebook, pe aici, pe TikTok, că se ceartă cu nu știu cu cine, că ăia... Ce s-a întâmplat? Ce-a fost? Nu știu, frate, ce e acolo. Eu știu, Robi. Că cineva i-a întors spatele, că el i-a ajutat și că acum vorbesc de el urât. Cine, mă? Nu știu, pe mine, dar pe mine chiar m-a ajutat, frate, Stănică, Robi, pe mine chiar m-a ajutat. Nu, dar am tot văzut că e supărat el pe lume, că ăștia, pe habar n-am pe cine. Da. Bă, dacă vreți să veniți la piscină, vă vând bilete, 40 de lei costă biletul la piscină, 3 ore. Fără băutură, aveți la dispoziție grătar. Și puteți să stați aici până în 10 persoane lejer. Cât mai plătești chiria, frate? N-am înțeles întrebarea asta, frate. Bă, dar mulți frați ai, mă. Da. Mulți frați. De ce te-ar întreba cineva cât se plătește chiria? Adică vrea să ia, să-și ia ceva în chirie sau să-l ajut cu ceva, mai știi? Dă-i seama.
Craiova te iubește, Florin. Vă pup și eu, fraților, pe toți. E vorba de Eric Sefi. A ajutat la început și după nu i-au mai dat nici loc la masă în gale. Băi, voi știți de când e Eric Sefi? A apărut, mă. Voi știți de când a apărut Eric Sefi? Eric Sefi de prin 2012. Nu stăteai cu asta era grija lui. Da, mă, frate, mă. Dar ce treabă are, mă, cum stă omul? Dacă îi stă cu chirie sau nu? Adică care... Eu? Nu, nu, nu. Adică care este... Uite, bă, eu stau în chirie, plătesc 950 de euro chirie. Adică ești mai fraier, ești mai șmecher dacă nu. Adică care e? Eu nu înțeleg treaba asta. Ce treabă are... Cred că astea sunt niște întrebări de aia, de inculți, de reduși mental, eu știu ce dracu. Eu nu înțeleg întrebarea asta. Ce întrebare asta? Bă, bună, dacă îmi dau seama. Băi, fiate, mai jucăm meciul ăsta și după aia o să ies de pe live și mai intru de seară. Da. Mă duc că trebuie să dau de mâncare la meci. Da, frate. Bună. Respect, fraților, vă salut pe toți. Copii, frate, nu băgați. Adică ai început cu meciul de TikTok. Bă, nu știu, eu nu mă bag cu... Ești și smardui sus, sărac. Bă, frate, ce zice ăsta aici, un cățeș? Caută și tu pe Dex. Caută Dex online și... Ce treabă are sărăcia în viață? Ce treabă are zmardoiala în altă viață? Ce treabă are una cu alta, mă, frate? Bă, dar tu ești smardoi? Tu ești smardoi? Nu. Păi vezi, atunci eu nu știu cine. Ești sărac vere. Așa și? Adică nu se... Auzi, dacă ești sărac în ziua de astăzi, te înjură, mă, când te fac ăștia săraci. Da, 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 adică care și dacă ești, ce să facem? Apropo, apropo, că vine vorba de sărăcie, bă, vedeți că ăsta nu e om de încredere. Eu alerg tot cu Adidas și ea rupți. Vai morții tăi, ai noroc de Eric Sef că mai câștigi și tu ceva. Florentin! Îți dai seama, mă, frate. Bă, Florentin, vezi că eu alerg tot cu Adidas și ea rupți, mă. Băi, uite, pe cuvântul meu de n-am fost să-ți cumpăr, ascultă-mă. Băi, nu știu, nu mă crezi. Știu că nu mă crezi. Am fost să-ți cumpăr, dar ce crezi? M-a sunat, aveam 500 de lei la mine. Aveam 500 de lei. Și cei mai ieftini erau de 400 de lei. Și m-a sunat, mi-a dat de la Eric Sef Mădălina mesaj să-mi iau pantalon negri, că n-aveam pantalon ascultă-mă. Negri. Ascultă-mă. Și mi-am luat pantalon negri, jur, fără caterincă. Ascultă-mă, m-ai bătut de la încă un meci aici, că-ți spune de ce nu m-ai cumpărat. Hai. Ia zi. Tu ai zis că îmi cumperi Adidas ca să pot să alerg să mă pregătesc pentru meci. Da? Dar știam că nu vin crocșii, stai liniștit. Da, am venit cu crocșii, ascultă-mă, am venit cu crocșii. Da, ai venit. Nu, am venit cu crocșii, dar am venit cu ghetele alea de care se leagă toată lumea, că eu vin cu ghete. Bă, dar n-aveam la mine, frate, că zic ce-mi trebuie bani la mine. Fii atent. Aveam 500 de lei la mine, atât. Mi-a dat mesaj că trebuie să-mi cumpăr pantaloni și de banii mea. Noroc că i-am avut și pe aia la mine, ai înțeles? Ia te, lasă-mă tu cu vrăjeli din astea. Pe bune dacă nu. Știi de ce nu mi-ai luat Adidas? Ia zi. Nu mi-ai luat Adidas. Da, să alerg cu Adidas și ăștia mei rupți. Da. Că nu pot să mă pregătesc bine, să nu alerg bine, ca să nu-l bat pe Raul Dan. Am înțeles. Tu ești prieten cu Raul Dan și de aia. Am înțeles. Uite. Uite-te cu ce știfturi alerg. Uite-te ce dezlipiți sunt. Uite. Am înțeles. Enes, te pup, frate. Da? Mulțumesc frumos. Te pup, Enes. Ai zis că îmi rup picioarele, da, probabil așa. Ai zis că nu poate picioarele și băi, mă crezi că am intrat să-ți cumpăr. Nu mă crezi. Nu te cred. Nu. Am intrat, fii atent, am intrat la mall, eram în drum spre conferință. Eram în drum spre conferință. Ascultă-mă, că nu zic la mișto, nici aiurea, nu vorbesc cu aiurea. Am intrat și ce crezi? Primez mesaj de la Mădălina că trebuie pantalon și eu n-aveam pantalon negri la mine. Și aveam 500 de lei, înțelegi?
Am venit în blugi. Și mi-am luat pantalon de acolo, înțelegi? Și nu mai mi-a rămas. Erau minim, fiate, minim erau 400 de lei ce am văzut acolo. La... Nu e problemă, fii atent, peste 10 ani, când o să mai luptăm așa în cârje, îmi aduci și tu o pereche de Adidas. Îți aduc, mă, să vezi că îți aduc, că nu vorbesc prost. Alerg și eu așa pe câmp ca disperatul, că acum alerg și eu ca etiopienii de sculți, imediat îmi pică și talpa. Nu, mă, pe bune, dacă nu... Uite, o să vezi, dar nu, chiar n-am avut cum. Că e da, prostia da. Mea și care a fost, că uitați, nu ți-am luat, trebuia să-ți iau de când, de, cu ceva timp înainte. Mi-am adus aminte exact când veneam spre conferință. Intru în mall și așa întârziasem, așa am crezut eu, dar nu întârziasem. Intru în mall și îmi dă și mesaj. Treaba ta, dacă tu crezi că mint, e treaba ta, dar chiar nu mint. Nu, mă, nu cred că minți, Florentin, nu. Salut, Marius. Fii atent, diseară... Eram Cristian, așa înjură, frate, ăștia sunt niște copii de obitoci, înțelegi, ce să le fac? Ce să le... Zici că contează, bă, dacă ești sărac, dacă ești bogat, bă, să fii om, mă, frate, mă. Fiecare se descurcă cum poate în viața asta. Ce Dumnezeu, ăla, săracul, ăla... Auzi, ăsta care ți-a scris ție sărac. Ăsta care ți-a scris ție sărac. Ce-a făcut, mă, în viața lui de așa de bogat? Dar chiar că ce-o fi făcut, mă, cățeș? Dar numai că mi-am dat bloc. Nu dar le dau un bloc, mă. Ca ce să zic că nu, o să ajungem și noi bogați, nu? Nu, mă, eu nu, dacă nu mă înjură, eu nu-i blochez, pentru că am o satisfacție mare când... Auzi că-ți vai morții mei, auzi? Doamne, băi, frate, bă. Na, ce să le zici? Ce oameni, bă, mă, cățeș, ce oameni, băi, frate. Ce să le zici? Nu am ce să te mai zici nimic, ce drept să le zici? Nivelul, dacă ăsta e nivelul lor, ce dracu să le zici? Te salut, frate, te salut. Zici că m-am dat eu aici, pe aici, vreun bogat, înțelegi? Dar de fapt, și s-a dat bogat, mă, frate? Bă, Florentin, bă, las că mi-ai zis tu mie că ești milionar. Nu mai da acum la întors. Adevărat, da, mă, dar te mințisem. Marius, mersi, Marius, mulțumesc. Mi-ai spus tu că ești milionar. Mai să îi cumpăr să le poarte cu țărapea. Păi da, ăsta e stilul lui. Ei se ia numai de lume care își vede de viața lor. Păi da, frate, suntem tărâte să se bage în seamă. Auzi, de seara mai intri? Băi, cred că da, Robi, da. Cred că ne vedem așa pe la 9:30, că eu ies acum. Da, frate, da. Bine, pe la 9:30 mai intru, mai joc un pic cu tine și după aia mă duc și să mă culc ca bătrânul. Aha, bine. Bine? Bă, m-a bătut iară. Mă bate ăsta, mă. Florentinos ăsta, mă.